pescuitul la metod este oarecum asemănător în anumite situații cu pescuitul la car fishing și aici mă refer strict la momelile de cârlig și cârligele folosite pentru capturarea peștilor de talie mare. În ultima vreme, pescuitul la metod la distanțe mari după pești de talie mare a luat un avânt fantastic, mai ales în zona de sud a țării, unde există lacuri comerciale cu suprafețe mari de apă, acolo fiind necesar lansarea la foarte mare distanță pentru a captura peștii de talie mare. Pentru situațiile în care se pescuiește la distanțe medii sau mari după pești de talie mare, Dynamite Baits pune la dispoziție un nou tip de wafter, un wafter de 14 mm, gamă care conține 4 tipuri de wafters fluoro. Acestea sunt Mulberry Florentine, Tutti Frutti, Pineapple and Banana și Squid and Octopus. Această nouă gamă de wafters se poate echilibra perfect cu cârlige numărul 6, 8 și chiar 10 în anumite situații. Aceste mărimi de cârlige fiind, bineînțeles, și ele recomandate atunci când se caută capturarea peștilor de talie mare. Personal am susținut din totdeauna că selecția exemplarelor de talie mare se face în proporție de 90% doar datorită momelii de la cârlig. Din punctul meu de vedere, aceasta este singura care poate selecta exemplarele de talie mare, deoarece, de cele mai multe ori, exemplarele de talie mică nu pot înghiți momelile mari, acestea rămânând, bineînțeles, pe substrat și fiind, la un moment dat, înghițite de către peștii de talie mare. Acestea fiind spuse, vă recomand să utilizați noua gamă de wafters de 14 mm de la Dynamite Baits, acestea fiind disponibile în toate magazinele partenere Normal Sport România.